Atacurile Rusiei asupra Ucrainei devin tot mai brutale și țintesc zonele cu civili. Forțele Kremlinului au lovit astăzi cu cel puțin 28 de drone kamikaze în capitala ucraineană Kiev. Situația de pe linia frontului a devenit deosebit de complicată, în special în est, lângă Bahmut. Cooperarea dintre Teheran și Moscova ar lua amploare odată cu decizia lui Putin de a procura rachete cu rază scurtă și medie de acțiune de fabricație iraniană. Asta însă va aduce la o ruptură cu Tel Avivul, care ar putea susține Kievul în acest război, inclusiv militar. În ultimele 24 de ore, Rusia a continuat să bombardeze intens teritoriul țării vecine. A fost atacată din nou capitala Kiev. Invadatorii au folosit pe lângă rachete și 28 de drone kamikaze. Explozii au răsunat și în partea centrală a metropolei, în districtul Shevchenko, nu departe de reprezentanțele diplomatice străine, printre care și ambasada României. Din primele informații, atacurile matinale cu drone au dus la moartea cel puțin 3 oameni, alte 10 de persoane fiind rănite. Serviciul de stat de urgență al Ucrainei a declarat că până la prânz ar fi salvat de sub dărâmături 19 persoane. Locuitorii Kievului declară că deja nu mai sunt speriați de explozii și că rușilor ar trebui de fapt să le fie teamă. Câte rachete ați observat? Nu știu, nu le-am numărat. Am văzut cel puțin două. Una a căzut nu departe de acest loc. Luna trecută am văzut mai multe cum zburau una după alta. Și nu vă este frică când auziți toate aceste sunete? Nu, deloc. Să-l lăsăm pe Putin să se sperie. Pe front, situația s-a înrăutățit, mai ales pe porțiunea din Donbas. Rușii atacă necontenit pozițiile apărătorilor ucraineni pe direcția Bahmut, unde au înregistrat noi succese. Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat pe contul oficial de Twitter că în ultima zi de război, forțele guvernamentale ar fi doborât 37 de drone Shahed-136 iraniene și 3 rachete de croazieră lansate de armata rusă. Pe de altă parte, Iranul a declarat astăzi din nou că nu a furnizat Rusiei drone pe care să le folosească în Ucraina. Avansarea rapidă a armatei lui Putin stârnește îngrijorare la Kiev, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că situația cea mai gravă persistă în estul zonelor Donetsk și Luhansk. Rușii au calificat drept satisfăcătoare rezultatele atacurilor lansate în ultimele ore asupra zonelor dens populate ale Ucrainei. Situația na peredovii. Situația din prima linie nu a suferit schimbări semnificative în ultima zi. Cele mai fierbinți puncte din Donbas sunt Soledar și Bahmut, unde se dau lupte grele și extrem de importante. Ocupanții au mobilizat împotriva apărătorilor noștri toate resursele disponibile, numeroase contingente. Printre mercenarii de acolo se numără inclusiv 2000 de pușcăriași. Urmarea bombardamentelor rusești, centrala de la Zaporojia a fost întreruptă din nou de la alimentarea externă cu energie, a anunțat operatorul nuclear național Energoatom. Potrivit comunicatului emis de autoritate după un atac cu artilerie din timpul nopții precedente, a fost deconectată ultima linie de comunicație, atomocentrala trecând iar pe alimentare de rezervă de la generatoarele diesel. Energoatom cheamă din nou la implicarea comunității internaționale pentru securizarea sitului. Fostul președinte rus și actual număr 2 al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat Israelul că livrarea de arme către Ucraina va distruge relația cu Rusia. Potrivit New York Times, Israelul oferă deja Ucrainei informații despre dronele iraniene folosite de Rusia, dar a refuzat să vândă Kievului sistemele sale de apărare aeriană. Israelul e din ce în ce mai îngrijorat de armele iraniene folosite sau care ar putea fi folosite de ruși în Ucraina. S-au înmulțit vocile din țară care cer ca Israelul să trimită arme Ucrainei.